CSM Târgoviște și-a găsit antrenor. Vicecampioana României la basket feminin va fi preluată de Dan Fleșeriu, fostul tehnician al lui CSM Satu Mare și actualul secund al lui Florin Nini la națională. Fleșeriu va ajunge la Târgoviște pe 16 septembrie. Până atunci, urmând să fie perfectate în regim de urgență transferurile cu care Municipal vrea să nu se facă de râs pe plan intern. Vreau să obținem rezultate bune și foarte bune, pentru că Târgoviștea este orașul care a dominat basketul feminin românesc în ultimii 20 de ani. Acum este o situație dificilă din mai multe puncte de vedere. Vorbim despre un buget redus, despre faptul că nu am format lotul și despre timpul foarte scurt care a rămas până la primele meciuri oficiale, a declarat Fleșeriu pentru site-ul oficial al CSM-ului. Fleșeriu e colega națională cu Florin Nini, fostul principal al CSM-ului. Nini a poposit ieri la Târgoviște pentru jumătate de oră, pentru a-și vedea foștii colegi de club și a vorbit exclusiv pentru NDI TV despre ultimele mutări din basketul dâmbovițean. Eu colaborez cu Dan Fleșeriu, este colaboratorul meu la echipa națională. Avem de construit 2 ani de zile o echipă pe care s-o facem să fie cât mai competitivă. Eu mă bucur pentru el, un antrenor bun. E unul din antrenorii care an de an s-a bătut ba pentru titlu, ba într-o semifinală, indiferent de poziția din campionat, a fost tot timpul un antrenor care a avut ambiții mari. Deci eu zic că este o alegere bună.